Acesta este cadoul meu, pregătit cu multă dragoste. Are rechizite, are jucării, are hăinuțe și abia aștept să fac un copil fericit. În fiecare an, Teodora adoptă câte un copil pentru a îndeplini toate dorințele din scrisoarea adresată moșului. Din cele peste 200 de scrisori, ea a ales o fetiță care cerea doar câteva lucruri: o bluză, un fruct și o napolitană. Chiar dacă dorința a fost modestă, cadoul cu siguranță va depăși așteptările copilei. De scrisorile, sunt foarte emoționată de efectiv tot ce scriu copiii. Sunt lucruri mai mărunte decât credem noi. Că-și dorea o bluză frumoasă, o banană, o napolitană, sănătate. Genul acesta de scrisori sunt primite și sunt emoționante, într-adevăr. Și tu ce ai pregătit? Am pregătit rechizite, am pregătit dulciuri, am pregătit jucării și un cadou, să zic așa, mai special din partea mea, un glob personalizat făcut chiar de mine. Am încercat cât de cât cu numele copilului să fie ceva mai deosebit, poate. În fiecare an, angajații companiei Continental sunt spiridușii moșului și fac daruri speciale pentru copiii nevoiași. Campania Fii și tu Moș Crăciun din acest an ajută peste 200 de copii din comunitățile ieșene din mediul rural, în special Vlădeni și Belcești. Avem o colaborare aceasta cu Fundația Betany, dar și cu alte, ONG-uri. Ei ne trimit scrisorelele. Noi, practic, informăm pe colegi că începe campania, ei știu deja despre campanie, își aleg scrisorelele în funcție și de felul în care rezonează cu ce trec copiluții în scrisoare și, practic, pregătim cadourile și facem o bucurie copiilor. Senzația mea este că au mai pus și ceva în plus față de ce au trecut copiluții acolo, dar cred că important este ca copilașii să știe că Moș Crăciun a ajuns și la ei. Cei peste 200 de copii și-au scris scrisorile la școală, iar Fundația Betany a avut grijă ca acestea să ajungă la spiridușii moșului. După ce au fost adunate toate cadourile, camionul moșului a pornit la drum. Urmează 7 zile pline de muncă, iar Fundația Betany trebuie să împartă toate darurile până pe 23 decembrie inclusiv. Practic au scris la școală o scrisorică și au spus acolo toate dorințele, ce vor de la moș, cum au fost, ce note au la școală. Mai departe au ajuns la noi, la Fundația Betany, și noi acolo le-am pregătit în atelier și de la noi au plecat către companiile și către oamenii cu care noi colaborăm în campanie pentru ca ei să îndeplinească dorințele copiilor, să pregătească aceste cadouri pe care le vedem, care sunt uneori de dimensiunea, de înălțimea copiilor, ca să zic așa. Încă din 2016, de la deschiderea companiei Continental în Iași, au fost dezvoltate parteneriate durabile cu mai multe fundații, ONG-uri locale și centre comunitare pentru sprijinirea cauzelor sociale, iar campania de Crăciun nu este singura.